Una servilleta. Un secondo. Da, Marina, acum ai venit totuși aici, că zic că prea tare e așa, nu? Dar să ne zic că nu știu. Este ok, da? Bună ziua! Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Vrem să anunțăm public că procesul de ratificare a Convenției 190 a început astăzi în legislativ. Suntem aici reprezentantele Platformei Deputatelor, Ministerului Muncii, Ministerului de Interne, Sindicatelor, Organizației Internaționale a Muncii și Societatea Civilă. Împreună am creat un grup de inițiativă și am elaborat o foaie de parcurs privind ratificarea de către Republica Moldova a Convenției Organizației Internaționale a Muncii privind hărțuirea și violența în lumea muncii. Reprezentativitatea grupului de inițiativă este o dovadă tangibilă a importanței ratificării acestui document, dar și a valorii forței durabile a dialogului social pe care l-am modelat și care vor fi esențiale în implementarea acestei inițiative la nivel național. Convenția 190 este un instrument de referință. Este primul standard internațional al muncii care abordează violența și hărțuirea în lumea muncii. Împreună cu recomandarea numărul 206, oferă un cadru comun de acțiune și o oportunitate unică de a modela un viitor al muncii bazat pe echitate și justiție socială. Aceste instrumente vor fi esențiale pentru atingerea obiectivelor stabilite de Declarația Centenarului Organizației Internaționale a Muncii privind viitorul muncii, adoptată în 2019, care se angajează în mod clar către o lume a muncii fără violență și hărțuire. Și mai recent, prin apelul global la acțiunea OIM pentru o recuperare centrată pe om din criza COVID-19, care este inclusivă, durabilă și rezistentă. Convenția afirmă că toată lumea are dreptul la o lume a muncii fără violență și hărțuire. De asemenea, prevede prima definiție convenită la nivel internațional a violenței și hărțuirii în lumea muncii, inclusiv a violenței bazate pe gen, înțeleasă ca o serie de comportamente și practici inacceptabile. Așa cum am menționat mai sus, avem aici reprezentantele grupului de inițiativă care vor vorbi despre importanța ratificării acestui document din prisma instituției pe care o reprezintă. Dragi colegi, fiecare a cincea persoană angajată din Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire la locul de muncă, iar 4 din 100 de persoane se confruntă cu forme grave de hărțuire. Mă bucur să fiu astăzi aici și să observ un consens atât de larg pentru a schimba spre bine această situație. Pentru a contracara acest fenomen, tot mai multe țări din întreaga lume ratifică standardele Convenției 190. Și pentru Republica Moldova, ratificarea acestui instrument poate fi unul foarte util pentru a crea o lume a muncii bazată pe demnitate și respect pentru toți. Mai mult, aceasta poate contribui și la accelerarea eforturilor de integrare europeană a Moldovei. Scopul nostru este ca în toamna 2023 să ratificăm această convenție. În primul rând, trebuie să aducem prevederile convenției cât mai aproape de oameni. Avem un plan de acțiune în acest sens, cu suportul Organizației Internaționale a Muncii. Avem și expertiza necesară pentru a racorda legislația noastră la standardele convenției. Va trebui să asigurăm și că Inspecția Muncii are instrumentele și cunoștințele pentru a putea răspunde mai eficient la problema violenței în lumea muncii. Este datoria statului să asigure că fiecare cetățean a Republicii Moldova poate să contribuie la economia țării într-un mediu sigur și lipsit de violență. Dragi colegi, haideți să ne apucăm de lucru. Bună dimineața, stimați colegi, stimați colegi. Numele meu este Nelia Rusu și reprezint Organizația Internațională a Muncii. De start vreau să menționez că
această intenție vociferată astăzi de către grupul de inițiativă de a ratifica Convenția numărul 190 a Organizației Internaționale a Muncii privind violența și hărțuirea la locul de muncă reprezintă un pas important pentru consolidarea măsurilor de eradicarea violenței și hărțuirii în câmpul muncii. Ori această convenție de rând cu recomandarea numărul 206 reprezintă primele instrumente și standarde care au fost adoptate în cel de-al doilea centenar al Organizației Internaționale a Muncii și reprezintă un cadru clar și amplu de intervenții pentru a construi un viitor al muncii fără violență și fără hărțuire la locul de muncă. Organizația Internațională a Muncă și prezintă angajamentul de a acorda suportul necesar prin expertiză, dar și prin alte mijloace de suport, implementarea și ratificarea acestei convenții și chemăm constituenții, reprezentanții guvernului, a parlamentului, reprezentanții patronatelor și sindicatelor și societatea civilă, fiindcă împreună putem să eliminăm acest flagel și respectiv nu doar să ratificăm, dar nemijlocit să punem în aplicare prevederile convenției, astfel încât dialogul social și tripartismul să fie elementele cheie pentru implementarea acesteia. Vă mulțumesc! Bună ziua, stimate colegi, stimați cetățeni, stimate femei și bărbați, cei care sunteți parte a lumii muncii în Republica Moldova. Convenția OIM 190 privind eliminarea violenței și hărțuirii în lumea muncii și recomandarea 206 sunt primele standarde juridice care, pornind de la scopul de protejare a salariaților, dar și altor categorii de persoane care muncesc, precum ucenicii, stagiarii, voluntarii, în lumea muncii, atât la locul de muncă cât și în spațiile aferente, în timpul navetei pentru sosire sau plecare de la serviciu, în timpul deplasărilor de serviciu, în comunitatea legată de muncă, în comunicare legată de muncă, inclusiv comunicarea prin intermediul tehnologiilor informaționale și recunoscând importanța acestei convenții, CNSM a propus ratificarea acestei convenții încă în pregătirea programului de țară pentru perioada 2021-2024. Astfel, atât Comisia de Femei, cât și Comisia de Tineret din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor s-au implicat major în promovarea acestei convenții, pentru că prevederile ei asigură o activitate fără violență în lumea muncii aici, la noi, acasă. Atât tinerii cât și femeile, cât și categoria de vârstă de după 50, sunt acele categorii vulnerabile pe piața muncii, iar această convenție ar asigura un mediu în care să activeze mai sigur, acasă, aici, la noi. Ce ne-am propune noi în această dimensiune și care considerăm că este rolul nostru la sensibilizare, la o informare corectă, la o diseminare a acestor informații pe care le vom acumula și acestor modificări care vor fi aplicate în legislație pentru a fi aplicate corect și a fi monitorizat acest proces integral. Considerăm o necesitate ratificarea acesteia și în toamnă sperăm că lucrurile se vor schimba spre bine, iar Convenția 190 va merge mână în mână cu Convenția de la Istanbul, care este ratificată astăzi de Republica Moldova și care își aduce aportul și influența. Ne dorim un mediu fără violență, atât în lumea muncii, cât și în afara lumii muncii. Bună ziua, sunt Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women Moldova. Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor salută și felicită inițiativa Platformei Deputatelor din Republica Moldova, inclusiv a grupului de lucru, pentru intenția de a lansa procesul de ratificare a Convenției 190. UN Women va continua să susțină procesele de creare a mecanismelor instituționale de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale la locul de muncă în instituțiile publice, precum și în companiile private, prin intermediul principiilor de abilitare economice a femeilor, în parteneriat cu Organizația Internațională a Muncii. UN Women dorește succese în procesul de ratificare și își reconfirmă disponibilitatea de a susține implementarea acestei convenții, pentru că femeile și bărbații din Republica Moldova merită locuri sigure de muncă. Vă mulțumesc!
Bună ziua, dragi cetățeni, mult stimatele noastre colege. Vă spun un bun venit la această conferință și vreau să vă zic că eu sunt autoarea demersului către Guvernul Republicii Moldova privind ratificarea Convenției OIM 190. Nimeni nu ar trebui să se confrunte cu violență sau hărțuire la locul de muncă, nici în Republica Moldova și nici în altă parte. Ratificarea Convenției 190 nu este un gest ceremonial, dar este dovada unui angajament de muncă în colaborare cu guvernul, sindicatele și societatea civilă. Astfel, Republica Moldova se alătură țărilor din întreaga lume pentru a proteja angajații și pentru a asigura că au locuri de muncă sigure, respectuoase, pe care aceștia cu adevărat le merită. Prin ratificarea Convenției 190, țara noastră își va reafirma angajamentul de lungă durată pentru crearea unei lumi a muncii fără violență și hărțuire, bazată pe demnitate, respect și să lăsăm urme frumoase pentru ca locul de muncă să fie un loc la care în fiecare zi vrei să vii cu mare plăcere. Convenția este primul instrument internațional care stabilește standarde specific aplicabile la nivel mondial privind combaterea hărțuirii și a violenței legate de muncă și care specifică măsurile necesare din partea statelor și a altor relevanți. Convenția în sine stabilește o abordare inclusivă, integrată, care ia în considerație dimensiunea de gen pentru prevenirea și eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă. Republica Moldova, în calitate de stat candidat, s-a angajat să promoveze drepturile omului și munca decentă, inclusiv condiții de muncă sigure și sănătoase, egalitate între femei și bărbați și să elimine discriminarea atât la nivel național cât și în relațiile sale pe plan extern. Noi, prin ratificarea Convenției, vom proteja toți lucrătorii din economia formală și informală, inclusiv voluntari, stagiari, ucenici, și vom stabili în mod clar rolul guvernului și al partenerilor sociali în prevenirea, adoptarea și remedierea violenței și a hărțuirii. Până în prezent, vreau să comunic tuturor ca lumea să cunoască că acest document a fost ratificat de către 25 de țări, iar Republica Moldova, cu siguranță, va fi următoarea. Pe această cale țin să mulțumesc tuturor celor implicați în acest proces, inclusiv colegilor mele, sindicatelor, societății civile, Ministerului Muncii, care au depus un mare, mare efort ca Republica Moldova să fie și ea de rândul, în rândul țărilor europene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Noi, cred că să facem o poză de grup. Da, 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 nu știu, asta cred că ar trebui să o dăm într-o parte. Da, dar... aici. Să ne ajutăm. Puteți să ne ajutăm?